Marți, în jurul orei 12, a avut loc un accident rutier pe podul de la Horia. În urma impactului dintre două autoturisme, balustrada podului a fost distrusă. În ciuda gravității evenimentului rutier, totul s-a finalizat cu o înțelegere amiabilă între șoferi. Nu știu. Pe dumneavoastră de unde veniți acum? Din picând de la voi. Da, eu știu unde. Poliția a sunat cineva? Deci n-ați văzut nimic? Nu știu ce văzut, de acum eu vin să fiu unificat tot din teatru. Până a fost, până a fost, nu știu, era taia, dar eu... Da? Ce s-a întâmplat? Ce s-a întâmplat? Nu se vede, accident. Păi nu, din cauza cui, a lui? Cel din spatele lui? Nu, detalii, ca să știm. Ajuns și șoferul. Și sunt la poliție amândoi? O sunat la poliție? Nu, dar sunt la poliție, măcar. Fiind vorba despre o înțelegere amiabilă între șoferi, polițiștii nu au intervenit, deși au fost informați despre producerea acestui accident și despre faptul că traficul în zonă se desfășoară cu dificultate.